Așteaptă toată lumea pentru că ar trebui reglate multe lucruri. Este în vigoare ordonanța nouă, de aceea nu știu furnizorii cum să factureze. Venim noi cu niște soluții pentru că vrem să vă arătăm ce înseamnă un consum în plafonul impus de guvern. În 255 de kW pe lună, ca să beneficiați de această reducere, și vedeți că este foarte ușor să treci peste acest prag și de fapt să plătești la un preț foarte mare. Este alături de noi domnul Andrei Orban, specialist în energie. Bună ziua! Mulțumesc pentru intervenție, domnule Orban. Haideți să vedem, mergem cu masa noastră inteligentă și facem prima oprire în bucătărie. Dacă ne uităm, toată lumea are un frigider, da? Un consum mediu pe lună ar fi undeva la 42 de kW, da? Corect, 42 de kW/h, da. Frigiderul. O mașină de spălat vase, nu toată lumea are așa ceva, dar să spunem că aveți undeva mai puțin 18 kW/h mașina de spălat. Plita electrică. Aici mare atenție, sunt puțini cei care știu că, de fapt, această plită electrică face gaură mare în consum. Ar trebui chiar să renunțăm la ea, domnule Orban, 120 de kW/h. Da? Da. Și cuptorul electric, cel pe care mai toată lumea l-are și care consumă în medie 66 de kW/h. Spuneți-ne dumneavoastră ce să facem ca să mai reducem din acest consum. Practic, trebuie să ne schimbăm parte din obișnuințele de consum. Și aș începe prin a spune, a trebuit să ne înlocuim becurile din casă, pentru că statisticile și analizele spun cam o treime din factura la curent, din cei 255 de care trebuie să ajungem să nu-i consumăm, este compusă din consumul iluminatului. Deci becurile trebuie schimbate neapărat cu becuri LED, care sunt de 10 ori mai eficiente din punct de vedere energetic. Deci undeva pe la 200 de kW am putea să avem consumul din iluminat, da? Ca să știm cum stăm. Nu, practic o treime din consumul, din factură este iluminatul. Fiecare în funcție de dimensiunea casei, de câte becuri are, câte echipamente electrice. Sunt unii care au frigidere, care au congelatoare. Deci, practic, trebuie să ne uităm la becuri, să luăm fiecare bec în parte. Eu așa am făcut acasă, am schimbat fiecare bec în parte și am constatat că aveam becuri vechi, cu filament încă prin casă, și am trecut la cele pe LED. O altă economie se face în momentul în care renunțăm să mai lăsăm în priză diverse lucruri. De exemplu, cuptorul cu microunde, dacă stă în priză, are tot felul de display-uri, de LED-uri. Televizorul are LED de stand-by, imprimanta, inclusiv încărcătoarele de telefon, dacă le lăsăm prin priză în casă, ele trebuie scoase pentru că au un consum inerent. Deci televizorul, da. Suntem aici în sufragerie pentru că vorbiți de televizor care consumă relativ puțin, da? 22,5 kW, dar spuneți dumneavoastră că trebuie neapărat scos din priză așa încât să nu rămână în stand-by, să fie închis de tot, de fapt. Da. Aerul condiționat, un consum destul de mare, 60 de kW/h. Da. Cu aerul condiționat ce facem? Îl închidem sau cum? Da, practic aerul condiționat trebuie folosit conform indicațiilor pe care le-am primit la nivel european, trebuie folosit la temperatură cât înrăcim, dar acum vine vremea încălzirii, să încălzim locuința, trebuie să-l folosim la o temperatură mai scăzută și o diferență de un grad, de exemplu de la 22 la 23 de grade când setăm aerul de încălzire, înseamnă o diferență de consum în minus de aproape 15%. Deci, foarte important, 15%. Și pe final, domnule Orban, pentru că e foarte important mașina de spălat, toată lumea spală, încercați să spălați, să adunați mai multe haine, să spălați o dată pe săptămână. Depinde foarte mult de temperatura pe care o folosiți. Ajutați-mă, domnule Orban, în mod normal, dacă folosește o temperatură de 60 de grade, atunci consumul ar fi undeva la 80 de kW/h. Dacă speli la o temperatură mai mică, nu știu, 40 de grade, care ar fi reducerea? Da, recomandarea este, deci e aproape jumătate, aproape 50%, recomandarea este să spălăm la 30 de grade, practic da. Să folosim, și chiar se poate ajuta și există, se poate ajuta mașina de spălat ca să încălzească mai repede, că practic ceea ce consumă este rezistența electrică care încălzește apa, să adauge apă caldă în procesul de spălare. Foarte important. Și atunci am ajunge la un consum, dacă spălăm la 50... Deci mai, la da. 30. La 30 trebuie spălat, da. La 30 ajungem la mai puțin de 50 de kW/h, spuneți dumneavoastră, da. Foarte important, foarte important. Mulțumesc, domnule Orban, pentru sfaturile dumneavoastră.